lucruri interesante, am făcut lucruri importante, am făcut lucruri de Botoșani. De asta spun altceva acum, aș vrea să continui cu tare chestiune. Am spus și repet și vreau să merg mai departe pe subiectul ăsta. Am făcut o schimbare, schimb mai departe tot. Oamenii intrați în anul ăsta în Parlament sau pentru Parlament, intrați în campanie pentru Parlament, sunt oameni noi. Sunt oameni care au meserii, sunt oameni care au făcut ce la viața lor, nu sunt politruși, sunt oameni care au trăit din politică. Mă întreb ce se întâmplă dacă putem, nu iau un deputat. Ce face? Eu vă spun că toți ceilalți care vin în echipa noastră, toți echipa noastră are ce face și știu ce spun asta. Pentru că vreau să scot capul lumea că trăim din politică. Trăim din ce am făcut în viața noastră, în momentul ăsta ne dedicăm comunității. Nu cred în nimeni, vin din afară, ne ajută pe noi. Vă spun sincer, cred doar în oameni de aici, care au trăit aici, care muncesc aici și care au făcut ceva de Botoșani. Ăștia pot să facă mai departe și oamenii trebuie să aibă încredere în ăștia care sunt la Botoșani și care au în față, îi pot privi direct. N-am câștigat din politică, n-am făcut politică, fac și am venit în politică pentru a face mai mult pentru Botoșani. O să vă prezint pe cei 5 candidați ai noștri. Ionela, avocat, te rog, Ionela. Bună ziua! Candidez pe lista de Senat și îmi doresc, alături de colegii mei, să fim o voce a Botoșanului în Parlamentul României. Eu îmi doresc două direcții. O primă direcție înseamnă un sprijin real pentru dezvoltarea proiectelor județului Botoșani și un sprijin real pentru autoritățile locale. A doua direcție înseamnă o politică altfel decât cea făcută până acum. Trebuie să înmormântăm acea politică a PSD-ului de a fi departe de cetățean, lipsă de transparență. Ne dorim o politică prin care să fim transparenți cu cetățenii, aproape de cetățeni, prin respectarea principiului bunei credințe, a loialității și a interesului național. Vreau să vă întreb câți oameni din județul Botoșani au avut posibilitatea să iau o legătură directă cu unul dintre parlamentarii din județul nostru. Nu a existat această transparență. Eu, alături de echipa mea, am încercat să-i contactăm și nu am reușit. Un lucru care nu trebuie să se mai întâmple. De aceea noi venim cu acești oameni noi și ne dorim o politică în interesul cetățenilor. Da. Bună ziua! Avem nevoie de schimbare la Botoșani, să continuăm schimbarea și să aducem proiecte majore pentru Botoșani. Tot în zona de agricultură, tot în zona industrială, vorbim de parcuri industriale, vorbim de infrastructura spitalicească ce trebuie extinsă și aici mă refer la spitalul de la Darabani. Vorbim de parc, cum spuneam, parcurile industriale se le extindem către zona vamală, pentru că trebuie să profităm de faptul că suntem un județ de graniță și trebuie să aducem zona de operatori economici interesați de poziția noastră geografică. PSD, AU și USR ne-au arătat în ultimii 4 ani că tot ce contează pentru ei sunt niște simple poze în fața unor ministere. Guvernul are nevoie de instrumente legale, guvernul are nevoie de mijloace stabilite de legislativ și aici fac o referire directă la situația de la vârful câmpului, unde este nevoie de punerea acestui obiectiv ca un obiectiv de interes național în domeniul gospodăririi apelor. Și acest lucru îl va face guvernul prin Ministerul Apelor la inițiativa celor de la Apele Române și vom avea o hotărâre guvern pentru ca barajul de la vârful câmpului să fie un obiectiv de interes național. După, din câte mi-aduc aminte, a fost o promisiune de campanie din partea PSD și în 2016 și în 2020 și cred că vor promite și în 2024. Vom avea această hotărâre de guvern în scurt timp în transparență, vom avea un spital modern la Darabani, vom avea proiecte importante în comunitățile locale, pentru că avem și primar gospodar, fie că vorbim de primarul de la Flămânzi, fie că vorbim de primarul de la Răchis, fie că vorbim de primarul de la Ștepănești, avem primar gospodar cu care să facem treabă. Avem nevoie însă de votul botoșanilor pentru legislativ, pentru ca vocea botoșanului să conteze cu adevărat la București și să fie mult mai puternic. S-a văzut o schimbare după alegerile locale de pe 9 iunie. Avem potențialul de a aduce schimbarea pe care PSD, AUR și USR nu au reușit să o aducă prin implicarea lor în Parlament și sper ca în viitorul legislativ să avem să fie un număr cât mai mare de parlamentari dedicați județului Botoșani, așa cum este echipa Partidului Național Liberal și mă bucur că sunt locul 1 pe lista de deputați alături de o echipă de profesioniști alături de care mă mândresc să candidez. Mulțumesc!
Cena.